După nici 2 luni de la ultima avertizare a unui focar de pestă porcină la 20 de kilometri de România, ANSVSA a confirmat primul focar de pestă porcină în județul Satu Mare. Pericolul de răspândire a bolii în județele învecinate este iminent. La începutul lunii iunie, județele din nord-vestul țării, inclusiv Sălaj, au instituit starea de alertă maximă și măsuri de monitorizare pentru ca pesta porcină să nu pătrundă în România. Astfel, în iunie, personalul DSVS a convocat întâlniri informative cu responsabilii cu gestionarea celor 33 de fonduri de vânătoare și cu administratorii înregistrați ai exploatațiilor de porcine din județ. Măsuri similare au fost luate și în județele învecinate. Cu toate acestea, în data de 31 iulie 2017, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat primul focar de pestă porcină africană într-o gospodărie localizată la periferia municipiului Satu Mare. Investigația epidemiologică a relevat existența unui focar primar și a unui focar secundar la porcii domestici. Cele 7 animale din focar au fost ucise și distruse prin incinerare și au fost întreprinse acțiunile prevăzute în legislația națională și internațională. ANSVSA a notificat toate structurile abilitate de la nivel național și din Uniunea Europeană, precum și Organizația Mondială a Sănătății Animalelor, despre confirmarea acestui focar de pestă porcină africană. În urma confirmării prezenței virusului pestei porcine africane în țara noastră, România nu va mai putea exporta și importa suine domestice și sălbatice, produse și subproduse materialului seminal, ovulelor și embrionilor proveniți de la acestea în UE. Din primele investigații întreprinse la fața locului, a reieșit că virusul bolii a fost introdus în țară prin intermediul unor produse de origine animală contaminate provenite din Ucraina. Precizăm că nu există vaccin împotriva pestei porcine africane. Fermierii sunt sfătuiți să anunțe în cel mai scurt timp medicul veterinar din localitate dacă identifică următoarele simptome: mortalitate ridicată, temperatură foarte ridicată, roșeață sau învinețire a pielii, lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, vomitări, diaree și urdori la ochi. Boala este extrem de contagioasă, se transmite prin contact direct, dar și indirect. De menționat că virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulți ani. Pesta porcină africană nu se transmite de la animal la om. România este cea de 8-a țară afectată. Deși în ultimii ani au fost transmise alerte repetate despre focarele de pestă porcină africană din vecinătatea României, este pentru prima dată când a fost confirmat un caz de pestă porcină în țara noastră.